Bună ziua, doamnelor, bună ziua, domnilor, stimați invitați! Permiteți-mi să urez bun venit, domnul primar Nicolae Onțanu, și celorlalți colegi și prieteni din organizația UNPR a sectorului 2 București. Așadar, am plăcerea să vă anunț deschiderea Clubului Seniorii Cetății, al cărui președinte onorific este domnul primar Nicolae Onțanu. Și în același timp deschiderea cenaclului ce poartă același nume. Dragi prieteni, cred că ați observat că în decurul acestei manifestări sunt deschise și două expoziții. Una aparține pictorului și graficianului Mihai Cătruna. Și cealaltă a sculptorului Constantin Sinescu, reprezentat de asistenta sa, doamna Claudia Chiculescu. Dumnealor, sunt talentații noștri prieteni, cunoscuți atât în țară cât și în afara ei. Prieteni pe care îi apreciem și pe care ne dorim să-i avem mereu în preajmă. Sigur că avem un programul nostru muzică de calitate care este asigurată astăzi de vocea de aur a marelui nostru artist, cunoscut și îndrăgit de noi toți, domnul George Turda. O voce tânără, o prezență deosebită, frumoasa și talentată solistă, elevă în clasa a noua la liceul Adexenopol, domnișoara Cristiana Sora. Recitalul de poezie și momentele vesele vor fi prezentate de îndrăgita și talentată actriță a ansamblului Ciocârlia, doamna Doina Ghițescu. Urmează mai departe lansarea de carte, care este de fapt o antologie de versuri și proză. Spiritul proză îndrăgită, preludiul unui vis de toamnă, care a apărut la editura Societății Scriitorilor Români sub îngrijirea poetei Elena Volcinski, pe care o și invit. Sper să o faceți și la cenaclul care se deschide astăzi și al cărui președinte este domnul Marius Cosmescu. Promit să-l ajut foarte mult. Sper eu că ceea ce vedeți este destul de bine, va fi și mai bine, dar avem nevoie și de sprijinul dumneavoastră. Și acum voi trece la carte. Cartea în sine este o antologie mai puțin obișnuită. De regulă se adună un mănunchi de scriitori care își spun cuvântul prin versuri sau proză și cu asta s-a încheiat. Eu am ieșit un pic din tipare, că așa mi-e felul. Și am încercat să aduc în această carte o personalitate și l-am ales pe domnul Nicolae Onțanu. Și am trecut la cealaltă extremă, o învățătoare care are 84 de ani, și care scrie versuri pe care nu le-a publicat niciodată. Motiv pentru care am considerat că pentru toate există un început, așa cum se spune, și să-i acordăm șansa debutului literar. Tot în aceea situație se află și doamna Paula Catana, pe care nu o văd, înseamnă că întârzie sau cine știe ce probleme are. Deci și dânsa la fel. Urmează scriitorii consacrați, colegii mei, cărora le mulțumesc din suflet că au înțeles că trebuie să facem și altceva. Pentru cultură nu trebuie să existe granițe. Un exemplu îl avem pe ambasadorul sectorului, dacă vreți, domnul Nicolae Onțanu, domnul primar. Nu există niciun sector atâtea lăcașe de cultură născute
peste noapte, dacă vreți. Dânsul se ocupă de mult timp de lucrul ăsta, știu, de pe vremea UTC-ului, așa, și sigur că da, am înțeles că un popor cu o religie frumoasă are și o cultură frumoasă, de care trebuie să avem grijă. Și o să-i preiau un text din spusele doamnei profesor Floarea Necșoiu, care scrie Dumnezeiește, și am să vă spun că atât noi, scriitorii, binecuvântați cu har de sus, trebuie să fim cărbunii încinși, care țin încinsă vatra culturii românești, de unde așteptăm să țâșnească o a doua idee de geniu, numită Eminescu. Cred că sunteți în asentimentul meu și vă mulțumesc. Și acum aș vrea să dau cuvântul, scuzați-mă, am uitat ce era important. Ultima categorie de oameni, care nu mai sunt printre noi, dar ei trăiesc în amintirile noastre, sunt prietenii noștri, participanți activi și la diverse manifestări și am ales doamna Mirela Vlad, care ne cânta și ne încânta cu vocea ei de soprană extraordinară și care a scos generații de soliști. După aceea, Marius Grămescu, scriitor SF, al doilea scriitor SF al României, despre care se spune puțin, pentru că este un segment mai puțin înțeles sau deloc. Și am ajuns la cel de-al treilea, care este parlamentarul, sau senator, nu mai știu exact, nu, cred că senator, și profesor universitar, George Fruteanu, cunoscut nouă, cu doar o vorbă să-ți mai spun. Scriitor, eseist, publicist, ziarist și funcții multiple. Dar ceea ce se întâmplă cu acești oameni, trebuie să ne gândim de fapt și la ei, că ei sunt cei care merită măcar o plăcuță comemorativă. Și pentru că în sală se află domnul Mihai Costin, poate pune o vorbă bună la Parlament, că sunt o grămadă de străzi, groapa sau canalul, și hai să le numim. Am spus prea mult, mi se pare, dar măcar să dăm un nume de stradă pentru acești oameni care chiar merită. Nu-i suficient să vezi la poartă o fotografie. Este chiar insuficient. Așadar, acum pot să închei și rog colegii mei din carte să se ocupe de cuvintele doamnei meșteșugite cu sufletul lor, așa cum ei le înțeleg, cum ei știu să le transmită mai bine. Mulțumesc foarte mult! Pentru cei care mă știu și pentru cei care nu mă știu, salutul meu, namaste. Din sanscrită, în traducere, înseamnă Dumnezeul din mine salută Dumnezeul din tine. Știu că s-a evit întrebarea de ce din sanscrită și nu în limba română. Dacă eu știu ceva, dacă am în mintea mea, în sufletul meu, în ființa mea întreagă ceva cunoaștere, o am de la Mihai Eminescu. Unul din cei mai mari poeți ai lumii din toate timpurile și nu numai. Un mesager divin care atunci când a învățat la Viena limba sanscrită, indiana veche, adică, a exclamat: am avut senzația că vorbesc limba strămoșilor mei. Deci ne exprimăm în limba getă, în limba acelor geți care și-au marcat existența în spațiul sfânt al Daciei, cam cu 13.000 de ani înainte de Hristos. Nu despre asta vorbim, dar am ținut să vă explic și să înțelegeți de ce. Între noi, cei de azi și cei de ieri și cei de totdeauna, trebuie să fie o legătură spirituală care a traversat veacurile, a traversat mileniile.
lăudabilă vorbă adresată acestei inițiative a doamnei Volcinski de a alcătui un florilegiu al creației celor de vârsta a treia și aș zice chiar a patra, care demonstrează că important este ce lași în urma ta, ce lași vieții și nu ce iei de la viață. Noi lăsăm, creator fiind, gândurile născute din realitățile pe care le trăim, ideile care ne-au frământat. Și pentru că și noi la rândul ne am primit de la înaintașii noștri acest pământ, această limbă, tradiții, obiceiuri, portul, talentul și spiritul, avem aceeași datorie de a lăsa urmașilor noștri. Și pentru că vorba scrisă rămâne, deci scrisul rămâne, și pentru că vorba zboară, e bine că lăsăm aceste mărturii ale timpului nostru viitorimii. Astăzi se creează imens în țară. Se pare că avem cam vreo 13-14 mii de nume care au semnat poezie, roman, proză scurtă, eseu și, mă rog, toate cele, în cele trei genuri ale literaturii și în limba noastră. E bine să fie așa, chiar dacă această cantitate imensă face doar un singur lucru extraordinar. După spusele lui Nicolae Iorga, în cele 3.000 de maxime și cugetări pe care mi le-a lăsat, în cele 10.000 și ceva de cărți, în 15.000, ați mai auzit vreodată cifrele astea uimitoare? Pentru că Nicolae Iorga este unul din cele, sau una din marile personalități ale lumii, una din cele mai teribile minți care au trăit pe pământ. Este una din marile mândrii ale neamului. Această extraordinară listă, pe care n-am putea o termina cu una, cu două, arată că suntem un popor înzestrat, un popor dăruit, hăruit, cum se spune, și bine se spune, în toate domeniile. De la cei mai mari, de la Unenescu, de la Umbrâncuș, de la, iată, la Iorga Eminescu, până la cei care se exprimă aici, este dovada că noi simțim să dăruim din sufletul nostru, din mintea noastră, ceva urmașilor. Și pentru că nu știm din ce motive, înțelegem cu toții foarte bine care este poetul clipei, care este marele romancier al momentului, care este cel mai valoros dramaturg, se pare că această uriașă cantitate de creație ține locul cumva calității. Are grea misiune viitorimea aceea de a citi tot ce s-a scris, de a ierarhiza și de a valorifica așa cum se cuvine. Eu sunt doar profesor. Că am scris și eu niște cărți. Eu totdeauna mă raportez. Păi dacă a fost un Eminescu, ce poet mai sunt eu? Și dacă a fost un Rebreanu sau un Camil sau, mă rog, și vă mai dau câteva zeci de nume dacă vreți, ce romancier sunt eu? Nu știu. Depinde de conștiința mea, de talentul meu, de ceea ce trebuie să las eu din ființa mea viitorimii. Eu vă las, dumneavoastră și urmașilor noștri, aceste cuvinte pe care vă rog frumos să mi le îngăduiți. Omule care străiești tinerețea la început de veac și de mileniu, ție îți doresc cu dragostea și cu blândețea vieții mele ajunsă la apus, gândurile și emoțiile pe care le-am pus în bocceluța de aer, de abur și de fum, pe care am purtat-o pe umăr cu iluziile prefăcute în scrum. Te-am auzit odată strigând cu rânje desmedic: hai mă, să coborâm, că aici miroase a babe și a moși. Ce milă grozavă
cuprins în clipă, înțelegând că n-ai avut strămoși, că n-ai auzit glasul bunicii zicându-ți, puiul meu, că nu ai stat pe umerii vânjoși ai bunicului bărbat, închipuindu-te călare pe un cal înaripat. Copile, noi toți, la anii tăi, trăit am tinerețea, cel mai dulce și frumos păcat. Și prin curgerea clipei, înclepsidra vremii, ajuns am cu toții la capăt de drum, ducând în spate povara grea a durerii, de a nu ști tot ce am trăit până acum. Încă nu știm adevăratul gust al pâinii și al lacrimii sărate. N-am aflat de trăim în robie sau în libertate. Dacă suntem singuri pe pământ, sau avem un înger păzitor. De ce oasele noastre și carnea noastră sunt din tină? De ce spiritul este scânteie din esență divină? De ce ne naștem? Și de ce murim? De câte ori din viață plecăm și venim? De ce nu putem să cuprindem cu mintea infinitul? Până unde duc nadirul și zenitul? De ce firmamentul e uneori atât de senin? Alteori învulburat. Să te uimească puterea măgarului de-a duce de sagii grei, credința câinelui față de stăpân, zborul gingașilor porumbei. Să nu-ți găsești niciodată liniștea torturat de întrebări și de setea de a dezlega misterul din ale sufletului stări. Să guști un strop din fiecare trăire pentru a hotărâ că numai sublima iubire te duce lângă Dumnezeu. Copile, nu uita clipa în care lumea s-a deschis pentru tine, dăruindu-ți infinita gamă de rău și de bine, pentru ca tu să înțelegi ce anume se cuvine zborului urcuș prin care om să devii. Dar, dacă de aici nu iei nimic, ai totul de la Tatăl Ceresc, părinții și bunicii care te iubesc, prieteni care te ajută, adversari care te stârnesc să scoți la iveală măreția îngerului om. Revin, ceva nu e în regulă cu redactarea, vă rog frumos. Da, mai departe, să n-ai nicio clipă de odihnă, să te zbucium în neștire, zbădându-te să ajungi tătic, să-ți vezi pruncul cum crește, să vezi primul zâmbet, să-i auzi întâiul gângurit, să te usuci apoi de dorul părintelui care a murit și să te întrebi de ce n-a luat cu el nimic la plecare. Să ți se pare lumea mai mică și mai săracă. Să te sfâșie gândul de a nu-l mai vedea niciodată. Să te întrebi în fiecare zi cu disperare de ce viața ne e dată. Să nu-ți poți răspunde de ce cândva ne e luat. Fii sigur, copile, că ajuns aici vei avea pletele albe, că vei fi gârbovit de zilele înșirate salbe, de zeci de ani în care mii de întrebări ți-ai pus și acum mai cauți cu îndârjire un răspuns. Și acum te sfârte cădorurile neîmplinite, te macină amintirile, parfumul clipelor trecute. Și abia atunci, copile, când vei păși ultimul prag, vei înțelege că doar 30 de ani vei fi moșneal, că fiecare clipă și-a găsit un rost și îți vei dori cu disperare să mai trăiești măcar o zi, un an sau o clipă. Îți prea pricepe din toate ale lumii câte ceva. Și abia atunci vei înțelege de ce toți iubim și vrem să trăim cel mai frumos dar divin, viața. Și de ce ne este atât de greu să plecăm? Sănătate, răbdare și puterea de a învinge vicisitudinile vremii și ale vremii. Mult bine tuturor!
mulțumim foarte mult doamnei profesor Floarea Necșoiu pentru pildele dânse extraordinare. Urmează domnul Dorel Bildrașcu, scriitor, redactor, publicist și multe altele. Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Salut cu dragoste pe toți cei de vârsta întâia și a doua. La vârsta a treia ajungem după centenar. Așa că vă rog frumos. Sunt foarte bucuros să particip și eu, deși nu e pentru prima dată, la un eveniment în adevăratul sens al cuvântului, desfășurat pe raza secolului II. Cunosc și particip la multe evenimente deosebite în acest sector și de multe ori, de foarte multe ori, mă gândesc cu un sentiment de dragoste și de recunoștință la cei care nu uită că sunt aleși de oameni, pentru oameni, și că nu are voie să-i uite în nicio clipă a existenței sale de conducător. Am mai remarcat faptul că tot această personalitate risipește mai puțin bani în benere și postere. Să ne amintească din când în când ce frumos zâmbea în anul întâi de facultate, ce gânduri frumoase ar putea avea despre noi și vai să rămână doar în benere și în postere. E bine, până și faptul că astăzi se lansează o antologie, pe vremea când eram mai tânăr și suficient de boem, îi spuneam culegere. Astăzi au devenit antologii. Dea Domnul ca măcar câteva dintre cele cuprinse în această carte să fie antologice. Așa că eu, ca locuitor al altui sector, unde de vreo 2 ani, dacă am dispărut primarul, ba în stilul meu am făcut și o propunere să dăm anunț cine îl găsește frumoasă recompensă în euro, dar să-l păstreze acolo. Nu vă spun sectorul în care lucrez, în care locuiesc, dar vă spun doar cartierul. Cartierul se numește Crângul Așilor. Așa că, domnule primar, un gând bun și de recunoștință pentru domnia voastră. Să nu mă lungesc prea mult, dați-mi voie să vă spun, doamnelor și domnilor, urmând exemplul doamnei profesor Floarea Necșoi, că dacă nici exemplul profesorilor nu-l urmăm, o să urmăm numai exemplul popilor, nu se poate. Așa că o să vă prezint și eu o retrocronică secvențială. Vai, cât de năvalnici și smintiți eram într-o existență foarte pauperă, când abia simbolic, seara, mai mâncam și arestam chiștoace strânse în scobire. Câtă fericire tristă ne dădea bobul frânt în colț de pâine neagră, caldă, și un lapte acru, cât se mai găsea la un colț, la un chioșc anume de pe lângă scaldă. Să ne facem planuri, n-aveam pic de zor.
nu știam ce grabnic pot să treacă anii. Tocmai apăruse Avizat de For, filmul cu vedeta Vico Toriani. Până dimineața, fascinați, dansam un tango der Nacht și fără nicio frică alternam catrene de Omar Khayyam. Ea mă desmierda, mi-o torinică. Temperam desmățul cu-n suav bemol. Îi sorbeam plăcerii, strop cu strop nectarul. Impuneam și vremii pasul mai domol. Păstream fericirii taina și hotarul. Toți liberi schimbiști la doctrine anti-tineri proletari scăpați de sub tutelă. Harașo, pabeda! Și I love you, tanti! Viv la liberté! Dar numai pe cartelă. Congenerul nostru, omul blând, spășit, într-o adunare pe la UTM, a propus cartelă și pentru iubit. Și-au turbat toți șefii până la CC. Toți trăiam prezentul, vă amintiți? Dual. Mândră-i tinerețea. Nici nu vrea să știe câte necuprinsuri poartă în alei val. Amintiri frumoase. Câtă nebunie, mă întreb și astăzi, cine vă va scrie? Urmează domnul Petru Solonaru, un scriitor cu aplomb, cu greutate în cuvinte, cu greutate pe trup și pe timp. O să vă placă. Vârfă mare. Da? Ne aflăm în fața unui florilegiu. Deci, o scădere în adunare, de fapt. Și o să explic de ce. În deopște, florilegiul acesta înseamnă atât nume cât și sapiență. Avem un nume, preludiul unui vis de toamnă, și numai dacă vom citi cu mare îngăduință și așezare, adică să stăm pe gând, de la gând la a sta pe gând, vom ajunge să și ne bucurăm de această carte. De ce poezia și de ce florilegiul? Prin cădere, omul a tăiat legătura între oglindă și reflectare. Adică a păstrat doar chipul și a pierdut asemănarea. Prin poezie, de fapt prin sapiența inimii, omul se întoarce din nou la asemănare. Pentru că omul în viața aceasta tristă este doar al catalogării. Ca să ajungă la o analogare, una din căi, o cale firește inițiatică, este și poezia. Ce să vă mai spun? Să așteptăm să trecem de sepale și petale, pentru că noi atunci când vedem un florilegiu și o floare, ne oprim, din păcate, la sepale și la petale, adică doar la numiri. Într-adevăr, numele este necesar, că prin nume începe amintirea.
Adică trecem în zona aleteizării și ne depărtăm de lete, de uitare. Așadar, trebuie să trecem îndeopște să și facem o lectură serioasă și să ajungem la ce? La acea nuntă care există în floare și pe care noi îndeopște n-o vedem. Nunta între androceul și gineceul, care în final dă androginul și se desparte definitiv de acest narcisiac al petalelor și sepalelor. Vă foarte mulțumesc! Urmează pentru dumneavoastră domnul Mihai Costin, prietenul nostru al tuturor, mâna noastră dreaptă și scările pe care le urcăm la Parlamentul României când avem nevoie și care ne și ajută. Și sperăm să o facă în continuare. Vă rog frumos! Bună ziua tuturor! Mă bucur încă o dată că sunt alături dumneavoastră. Sunt fericit în aceste momente culturale să fiu alături dumneavoastră. E adevărat, sectorul 2 prin acțiunile care le întreprinde este sectorul campion al culturii în capitală. Ce este civilizația? Cultura în acțiune. Înseamnă că la sectorul 2 este foarte, foarte multă civilizație față de 5 și alte sectoare din București. Îl fericit pe domnul primar, care cunosc foarte bine, din 90 și doresc mult succes în continuare. De peste 30 de ani, mă ocup de eminesc cu documente de metal. Hârtia știți destul de bine că se trece cu timpul, dar metalul rămâne. Începând la insignă, la statuete, medalii, plachete, el rămâne în timp. Venind în acest spațiu și spre rușinea mea, pentru prima dată când vin, am adus aminte de două lucruri. Că Eminescu a fost aici, s-a tradat, și că aici există un medalion și un bust Eminescu. Pentru noi colecționari este foarte, foarte important. Aceste două obiective de aici vor fi trecute într-o carte. Am și vorbit cu autorul unei lucrări despre monumente Eminescu în România și vor fi trecute în carte. Revenind la acțiunea de astăzi, vreau să felicit pe doamna Ana Vorcinski, să-i mulțumesc pentru invitație să realizeze în scurt timp o antologie. Este foarte greu. Mă bucur că am putut să contribui cu câteva poezii Eminescu, pentru că Eminescu este un simbol al nației române. Că zice Eminescu, zici România. Că zici România, zici Eminescu. Am fost în sănătate și când a zis, a, voi l-aveți pe Eminescu, m-a zis. Sau când am zis România, a, voi sunteți cu Eminescu. Și mi-a crescut inima, să știți, văzând acest lucru. Eminescu e tradus în peste 84 de limbi. Și doamna profesoară vorbea despre Dumnezeu, despre Dumnezeul meu. Eminescu spunea că Dumnezeu nu este în cer, nu este pe pământ, El este sufletele noastre. În sufletele noastre, nu mai, în sufletele noastre. Mă bucur încă o dată și sunt foarte fericit că sunt alături dumneavoastră astăzi. Am fugit de la serviciu, m-am luat un liber să vin încoace și vă doresc mult succes la acțiunea care aveți privind înființarea acestor cluburi și voi veni cu mare plăcere întotdeauna. Dar pentru că Eminescu, la anul drept 150 de ani de când a debutat în literatură prin revista Familia, pe data de 11 ianuarie, la ora 15, îmi face o deosebită plăcere să veniți la Salonul Național Mihai Eminescu, pe care mă străduiesc să-l fac de două ori pe an, la Palatul Parlamentului. Vă mulțumesc și vă doresc mult succes în continuare de tuturor. Așadar, cu m-am mai spus, în paginile cărții există și câteva pagini în memoria. Una din ele, de fapt vreo trei sunt dedicate de mine George Prudan. Este cel care și-a dorit în mod deosebit să existe în acest sector și mai ales la Piața Delfinului un centru cultural. Discuția asta am avut-o cu domnia sa și nu este întâmplător faptul că m-am întâlnit la Mirela Vlad în casă și intenționam în 2007 să punem bazele unui centru cultural. În fine, s-au întâmplat anumite lucruri, s-a îmbolnăvit ca în 2008 să ne părăsească. Așadar, în memoria acestui om care și-a dorit un centru cultural, neștiind că peste 7 ani, domnul primar Onțanu
o să îndeplinească dorința chiar și acolo sus unde este. Visul vi s-a împlinit. Noi ne bucurăm de împlinirea acestui vis și să sperăm că o să fim un număr cât mai mare cei care o să susținem cultura și creația românească. Iar acum o invit pe Doina Ghițescu să citească una din poeziile pe care eu i le-am dedicat. Este un poet de un poem de suflet acestui mare, mare om. Cu bucuria de a mă afla în mijlocul dumneavoastră și în această sală în care am mai fost și în o sală care a găzduit acum un an un mare simpozion organizat de Clubul UNESCO, la care au fost prezente aici în sală doamna Meheș, care acum este președinta Federațiilor UNESCO din România, FRACO. Și aici s-a organizat un simpozion legat de religie într-o spiritualitate. Și iată-ne din nou aici, într-o sală frumoasă. Eu mă bucur că sunt în sectorul 2. Eu chiar stau în sectorul 2. Nu spun și unde s-ar putea să fie cineva necăsătorit și poate vrea să ajungă la mine acasă. Eu sunt necăsătorită. Dar stau în sectorul 2. Între Ștefan cel Mare sau Fane Babanu, cum mi se spune, și Vatra Luminoza. Așadar, așa că aveți destrăbătut un drum lung de acolo până aici. Pentru că tot vorbea scriitorul Petru Solonaru să mai încercăm noi înșine să nu mai umblăm numai la sepale și la petale. Adică ne îndruma subtil să umblăm și la pistil. Și mergem mai departe, bucurându-mă, repet, că stau în sectorul 2. E bine că suntem aici. Elena Volcinski este un om foarte drag mie. Ea mai păstorește un club, Clubul Internațional al Pensionarilor Fără Vârstă, clubul lăsat de Luchi Marinescu. El se numește acum Clubul Luchi Marinescu, iar domnul primar Neculai Onțanu a cunoscut-o și a invitat-o de atâtea ori la întâlnirile de la primărie. Dânsa nu mai poate acum să meargă chiar așa ușor, nici măcar cât mine, cât mai merg și eu, nu? Aveți grijă cei care așa. Și i-a lăsat clubul în grija Elenei Volcinski. Așadar, acest club care își desfășoară activitățile tot în sectorul 2 al capitalei, în sediul restaurantului Inter Macedonia din capitală, la domnul Rudu. Sunt aici foarte mulți care vin la dans. Eu vă felicit pentru că dansați cu o rapiditate aproape filmică și minunata doamna Maria Scupin. Vă rog să vă ridicați să vă vadă națiunea. Maria Scupin, vă rog frumos, doamnă, a câștigat foarte multe premii. Dacă aș spune vârsta, ar fi rupere de parâme, nu spunem. Dar cu o minunată siluetă, vreau să vă spun că dumneavoastră ați câștigat ringul. A luat mereu premii întâi la festivalurile de dans organizate între pensionari. Alături domnul Vornicu și dânsul să-l aplaudăm. Este și muzical, nu numai dansator. Și sunt foarte mulți aici în sală, care au venit cândva și la cabaretul Regina, de care m-am ocupat și eu la seriile dansante. Ne bucurăm că suntem împreună. Aveți oameni care vin cu drag aici, domnule primar Neculai Onțanu. Este frumos că se întâmplă această lansare de carte, din care eu acum voi da citire poeziei dăruite lui George Brudeanu de Elena Volcinski. Există legi. Există legi ce scrise acolo în ceruri, sus de ochii, cine știe, rămâne un mister, un epitaf solemn cu ochi ce vede ascuns, mister nedezlegat în care vieți se pierd. Al minții gând lucrează la testamentul cod, iar veșnicia însăși cifrează cu rutină în împletiri ascunse, legând nod după nod din vremuri ce-au trecut, ce sunt și ce-or să vină. Cu vrerea-i însăși, timpul în rod m-a împlinit,
se oprește din rotirea căutării roată, primesc cu ușurare drumul spre infinit, să scap de-al sorții jug la care sunt hămată. Teama mă răscolește, văd steaua-mi cum apune, crud soarta mă apleacă sub muchia-i tăioasă. Sunt la sfârșit de drum, deja mă chemi genune, urc fără remușcare-n a veșniciei casă. Eu vom mai avea un moment al meu care ne va purta pe tărâmul umorului, dar după ce alți autori care sunt aici în carte, iată Ion Rațiu, sunt atâția pe care Elena Volcinski o să-i numească și o să-i invite la microfon. Elena Volcinski este și membră a scriitorilor, a Asociației Scriitorilor din România și de curând a mai primit un titlu frumos, e bine să știm, să ne cunoaștem valorile, să le numim, să nu le pierdem și să ne bucurăm de ele. Este și membră a Uniunii Europene a Scriitorilor. De curând un titlu primit și face piață câtă bucurie, da? Cu sediul la Lyon în Franța. Ne bucurăm astăzi, o spun și o spun cu bucurie, de prezența domnului primar Onțanu. Sigur că timpul dânsului este foarte prețios. Și îi mulțumim că și-a găsit și pentru noi câteva minute, câteva zeci de minute și am să-l rog să ia cuvântul, să ne spună câteva despre noua deschidere, despre noul lăcaș de cultură care se deschide. Bună ziua și bine ați venit! Chiar este un moment special. Vă spun cu toată sinceritatea că este un moment deosebit prin mai multe fapte. În primul rând că un partid își propune să facă o lansare de carte. Pentru că dacă mă uit acolo, primarul e președinte UNPR, doamna Volcinski, sunteți vicepreședinte la UNPR? Așa scrie acolo, da? Domnul Cosmescu, domnul Costache, domnul ministru Soare și mai departe. Nu prea am văzut un partid să ocupe de, în mod concret, sigur, de activități culturale. Sigur, promovează prin programele lor și este foarte bine și realizează la nivel național asemenea lucruri, dar iată că este un eveniment concret la nivelul unui sector. Și bineînțeles că el se dezvoltă și datorită faptului că există o înțelegere mai bună a contribuției actului cultural, actului de educație, în cadrul unei comunități. Orice ai face, din punct de vedere al infrastructurii și mai departe, din punct de vedere economic, dacă lucrurile acestea nu sunt susținute, nu au o susținere în educație, în cultură, ele nu sunt trainice. Și de aceea și noi, ca primărie, avem, pe lângă activitatea pe care o desfășurăm, legat de activități economice și mai departe, avem programe culturale și de educație foarte puternice care să însoțim activitățile noastre de zi, de zi cu zi. O societate mai educată este o societate mai puternică. De aceea am construit în sectorul nostru mai multe cluburi, mai multe centre. Avem 7 centre culturale, 7 cluburi culturale și zilele trecute am aniversat la Clubul Calderon și dintre dumneavoastră v-am întâlnit acolo, de asemenea la Clubul Înțelepților, nu? Da. 10 ani. 10 ani. De activitate, nu? Și doamna director Chelmuș e în sală. Doamna director Chelmuș da. Este în sală. Să și aplaudăm, dacă tot. Felicitări, cred în acest lucru că activitățile economice trebuie să fie însoțite de către activități educative, de către activități culturale, pentru ca să fie într-adevăr o îngemânare fericită și să putem să ne ocupăm în mod concret și eficient de o comunitate locală. Zile trecute, luni, marți, miercuri și aseară am avut aici
activități prin care am înmânat diplomele pentru adulți, dar și pentru copii, cei care au absolvit cursuri în centrele noastre. La limba engleză, la limba chineză, la limba arabă, la informatică, la arte vizuale, la dansuri sportive, tematice și mai departe. Artă în fotografie și multe alte dansuri moderne și multe alte asemenea discipline. Și a fost o mare bucurie că, într-adevăr, și în serile trecute, sala era arhiplină cum este și acum. Este și o premieră, pentru că, de regulă, la lansările de carte, nu există un asemenea un număr atât de mare de public. Să ai o sală arhiplină cu peste 200 de oameni la o lansare de carte, chiar este o performanță, este o performanță deosebită. Dar această performanță este dată și de valoarea acestei cărți și aș vrea din toată inima să o felicit pe doamna Volcinski, pe doamna Elena Volcinski, care împreună felicitări și la clasă, care a reușit într-adevăr să realizeze acest prim volum al antologiei de versuri și proză, cu siguranță care va deveni antologice, cum spunea foarte bine, foarte bine cineva. Dar clubul înființat recent, Seniorii Cetății, este din nou o contribuție importantă la dezvoltarea și promovarea proiectelor culturale. De aceea, din punctul meu de vedere, ca primar al sectorului 2, vă asigur că vom susține în continuare programe culturale și educație puternice, astfel încât să asigurăm și dorința populației sectorului de a beneficia și de a consuma frumosul, de a promova educația și așa mai departe. Sunt lucruri care se fac și îmi face și mie mare plăcere să particip la ele. Faptul că sunteți prezenți aici într-un număr atât de mare este un lucru absolut extraordinar și am putea spune că prin proiectele pe care și UNEPR-ul de la sectorul 2 și primăria sectorului 2 și alte organizații neguvernamentale, cum sunt asociațiile de care s-a vorbit aici, putem spune că avem un sector cu o populație educată, cu o populație intens implicată în activități și proiecte culturale. Și este un lucru absolut meritoriu. Aș ruga să, în același timp, să mă iertați că la ora 12:30 trebuie să fiu la Ministerul Dezvoltării, pe lângă lucrurile culturale efective, mai avem și aceste probleme concrete pe care, dacă sigur le ratez într-un moment, pot să ratez un proiect mai important pe o perioadă mai lungă. Și doamna subprefect Împăreanu, care se prezentă aici, știe toate foarte bine aceste lucruri și bine ați venit la UNEPR, doamna. Din momentul o experiență extraordinară în domeniul administrației Bucureștiului. Și este un lucru absolut deosebit. Îi salutăm și pe cei care vin din toate sectoarele Bucureștiului. Noi suntem, cluburile noastre sunt deschise. Actul cultural trebuie să fie un fenomen deschis, pentru că vorbim de un limbaj universal al culturii și al elementelor sale componente. Numai astfel putem să, într-adevăr, să asigurăm pentru București și Bucureștiul să reprezinte, într-adevăr, capitala culturală a României. Și este prin tot ceea ce are ca dotare și ca personalități extraordinare. Aici, în București, sunt cele mai importante personalități culturale, științifice, marile centre culturale și mai departe. Vă felicit, doamna Volcinski, felicit pe toți cei care s-au implicat cu sufletul în organizarea unui asemenea eveniment și vă asigur că și în continuare voi acorda tot sprijinul, mă implica concret în promovarea și susținerea unor activități de educație, unor proiecte culturale. Vă mulțumesc foarte mult și să mă iertați dacă o să plec. Vă asigur că și la alte activități vom fi împreună, pentru că, efectiv, îmi face mare plăcere. Vă mulțumesc foarte mult!